Hei, salut! Monica sunt și am revenit către tine cu mesajul de vineri, Friday Spark. Săptămâna aceasta a fost despre misiune și alinierea cu misiunea. Una dintre întrebările pe care le primesc cel mai frecvent este cum îmi găsesc calea, cum îmi identific misiunea, cum pot să-mi descoper menirea și pentru ce sunt eu pe lumea aceasta. Și e o confuzie foarte mare în mintea mintea oamenilor în general legat de misiune, ca și cum ar fi un lucru afară, departe, la care trebuie să ajungi la un moment dat. Și ca și cum trebuie să-l descoperi, ca și cum acel lucru ar fi acoperit și ai o cale lungă de străbătut până la misiunea ta. Am o veste bună pentru tine. Nu poți decât să fii pe calea ta. Pentru că toate celelalte căi ale celorlalți sunt ocupate de ei. Și indiferent ce faci sau nu faci, indiferent ce decizi iei, în fapt, ești pe calea ta. E imposibil să nu fii pe calea ta. E imposibil lucrul acesta. De ce? Pentru că mintea ta, oricum, funcționează pentru a-ți împlini valorile și ia decizii bazat pe ce ți aduce cel mai bun raport, beneficii per dezavantaje în relație cu valorile tale. Ori calea ta, misiunea ta, este în valorile tale cele mai înalte. Așa că nu poți decât să fii pe calea ta. Au de asemenea povești în care oameni spun: am rătăcit puțin, am făcut alte lucruri, dar acum am întors la calea mea. Nu există nici așa ceva. Pentru că fiecare sfântă experiență pe care o ai este în fapt un element de puzzle care contribuie cu o experiență unică, cu o perspectivă unică, cu o percepție pe care doar tu poți să o ai pentru că tu ai trecut prin experiența respectivă. Și toate aceste elemente din puzzle, toate experiențele pe care le-ai avut, personale, profesionale, din diverse aspecte ale vieții tale, în fapt, te clădesc pe tine ca tu să fii cea mai eficientă variantă a ta și tu să poți să contribui din cel mai eficient spațiu în lumea aceasta pentru a servi în relație cu ceilalți și din asta să și poți face bani și pentru a îți trăi tu împlinirea prin a-ți trăi valorile. Deci, ai satisfacție odată prin faptul că i-ai ajutat pe ceilalți și doi, ai satisfacție prin faptul că tu în tine obții împlinire prin a face lucrurile care sunt în valorile tale cele mai înalte. Și acum o să zici: bine, bine, Monica, dar eu nu simt că sunt pe calea mea. Și o să-ți spun: ok, bine, pentru că nu poți să fii pe calea altcuiva, ești pe calea ta, dar poți să alegi să spui două povești. Una este o poveste prin care ești nemulțumit de calea ta, de linia vieții tale și să zici: a, nu trebuiau să se întâmple lucrurile acestea, nu simt că sunt împlinit, simt că nu fac ceea ce trebuie, simt că nu sunt aliniat cu mine. Ok, asta este o modalitate de a vedea lucrurile. Și asta se întâmplă de obicei când te compari cu alte persoane care își trăiesc altfel viața. E ca și cum compari valorile tale joase cu valorile înalte ale altcuiva. Și vezi, comparând valorile tale joase cu valorile înalte ale celelalte persoane, vezi că tu nu ești acolo unde ai putea să fii sau unde ar trebui să fii. Pentru că tu te gândești că raportat la acea persoană sau acele persoane cu care te compari, tu nu faci suficient de mult. Dar tu ai valorile tale unice și perspectiva ta unică pe care poți să o aduci în lumea asta prin contribuția pe care o ai datorită experiențelor tale. Calea ta este calea ta și nimeni nu o poate ocupa. Locul tău în universul acesta e dat de valorile tale cele mai înalte. Nimeni nu poate să-l umple atât de eficient cum poți să faci tu. Cealaltă variantă este să vezi cum tot ce s-a întâmplat în existența ta se întâmplă pentru tine și să fii onest cu felul în care îți trăiești viața, trăind în valorile tale cele mai înalte și comparându-te cu tine însuți ieri și cu calea ta, în loc să te compari cu alții. Pentru că percepția că nu ești pe calea ta este doar atunci când te compari cu altcineva. Când vezi evoluția ta de ieri, de acum o săptămână, de acum o lună, de acum un an, vei vedea că pe calea ta, pe valorile tale cele mai înalte, pe ce e important pentru tine, ai avut progres.
Însă, dacă tu te compari, tu compari valorile tale joase, să zicem banii, cu valorile înalte ale altcuiva care are bani în primele valori, nu o să fii niciodată suficient de bun și o să zici, nu sunt pe calea mea pentru că nu am bani cum are celălalt. Dar tu nu erai în valori. Tu, în valorile tale cele mai înalte, ești întotdeauna pe calea ta. Nu ai cum să fii altfel. Și atunci ai două opțiuni. Una este să-ți faci viața un iad, spunând, nu sunt pe calea mea, și comparându-te cu alții, generând frustrare în mintea ta, nemulțumire, pentru că tu nu ești ca alții. Dar asta se întâmplă pentru că nu onorezi ceea ce ai tu de oferit lumii acesteia. Și prin asta îți faci viața un iad. Cealaltă opțiune este să te uiți la experiențele tale din trecut și să vezi ce sens au ele pentru tine și cum contribuie la devenirea ta, la a-ți împlini valorile în cel mai eficient mod și ce daruri aduc acele experiențe ale trecutului prin care tu poți să ai o contribuție unică în viața celorlalți și în lumea aceasta. Dacă vezi aceste experiențe ale trecutului ca binecuvântări și dacă te uiți la care sunt valorile tale cele mai înalte, îți stabilești obiective legate de valorile tale cele mai înalte, rămâi acolo, trăiești în valorile tale cele mai înalte, nu te compari cu alții, ci cu ce este posibil pentru tine în valorile tale cele mai înalte, calea ta e deschisă și îți faci viața un rai prin recunoștință. Pentru că în fiecare zi poți să fii recunoscător și să spui, Doamne, sunt recunoscătoare pentru faptul că pot să-mi trăiesc misiunea în fiecare zi, pentru că pot să servesc, că pot să mă întâlnesc cu clienți și să-mi aduc contribuția mea unică în viața lor. Așa că ai alegere de făcut. Să te uiți la viața ta ca la o binecuvântare și să mulțumești în fiecare zi pentru faptul că ai talente unice, abilități unice, cu ajutorul cărora poți să contribui în viața celorlalți și care îți dau și ție împlinire, sau poți să-ți faci viața un iad, gândindu-te cum nu ești așa cum sunt alții din afara ta. O întrebare pentru tine este, poți să vezi că ești pe calea ta? Te îmbrățișez cu drag. Te rog, dacă mesajul acesta rezonează pentru tine și știi pe cineva pe cine ar putea să le ajute, te rog frumos să trimiți mesajul acesta mai departe prietenilor, cunoscuților tăi. Poate e o persoană pe lumea aceasta care poate primi mesajul acesta și să facă diferență pentru el. Îți mulțumesc frumos că m-ai ascultat, lasă-mi un mesaj și spune-mi dacă vezi că ești pe calea ta. Te îmbrățișez, Monica sunt, îți doresc un sfârșit de săptămână fabulos!